Oameni buni, vă salut, eu sunt Dr. Mihail și astăzi vorbim despre transplant care ține de ochi. Acum, transplant de ochi încă nu există, toate că probabil că în viitor o să se facă și transplant de ochi, pentru că ce-ar fi mai bun decât să scoți un ochi care nu mai funcționează și să implantezi un alt ochi. Problema însă este că ochiul este legat de foarte mulți mușchi, este un organ și probabil că nici măcar mușchii n-ar fi problema, ci nervul optic. Să legi un nerv optic de la primitor la nervul donatorului este încă o misiune imposibilă, dar probabil că nu pentru mult timp. Dar există transplanți de cornee, adică pelicula asta din fața ochiului, o să o arătăm imediat pe Biomap, pelicula din fața ochiului care este transparentă, care focalizează lumina și o pune corect pe retina, astfel încât noi să vedem, care peliculă este practic predispusă la foarte multe boli sau potențiale leziuni care pot face practic ochiul nefolosibil, poți să nu mai vezi bine. Și această peliculă poate fi transplantată. O să vedeți astăzi dacă sunteți tari de sânge, să zic așa, dacă aveți, să zic, sânge în instalații, ca să mă exprim în felul ăsta. O să vedem efectiv cum se face un transplant de cornee. O să vă arătăm asta și o să vorbim și cu doctorul de la Satu Mare, de la Clinica Vitreum, care sprijină acest video. O să ne explice practic doctorul Lehar cum se face transplantul de cornee și cum îl face el. Este absolut fabulos să vezi cum a ajuns practic medicina, unde a ajuns și că totuși este nevoie de mâna chirurgului foarte fină care să coasă practic acea cornee foarte fină în anumite puncte. O să vedeți imediat. Dar hai să vrem în primul rând să clarificăm ce este cornea. Cornea este partea transparentă din fața ochiului care permite luminii să intre și o focalizeze pe retină, permițându-le astfel să vedem. Când cornea devine afectată din cauza unor boli sau leziuni, vederea poate fi grav afectată și ea. Și aici intră în scenă transplantul de cornee, procedeul prin care cornea bolnavă este înlocuită cu una sănătoasă de la un donator. Această procedură se realizează pentru a reda vederea sau pentru a preveni complicațiile grave ale unei boli oculare. Ok, și până să ajungem la cornee, haideți să vedem cum funcționează ochiul. Ochiul este acest aparat, să-i zicem, optic, da? Pentru că lumina pătrunde în el și ajunge pe retină, unde este transformată în niște semnale neuronale și nervul optic, practic toată șmecheria din nervul din ochiul nostru este acest nerv optic care captează impulsurile de pe această retină de aici, da? Și le transferă creierului. Creierul analizează ceea ce acest nerv optic îi transmite și creează imaginea pe care tu o vezi acum când te uiți la mine. Doar că pentru că această lumină să pătrundă practic prin față și să se formeze pe această retină, ceea ce ne trebuie este ca toate părțile anterioare ale ochiului să funcționeze corect. Aici vorbim de exemplu despre scleră. Partea asta albă a ochiului pe care o vedeți este sclera. Partea asta din centru care ne dă culoarea ochilor este irisul, da? Aici, în mijlocul irisului este pupila, în spatele lui avem cristalinul care toate participă la formarea acestei lumini. Aici vedem în față, se cheamă camera anterioară, partea asta galbenă. Și ceea ce nu vedem aici și trebuie să întoarcem ochiul în felul ăsta pentru a vedea această cornee, practic prima peliculă din fața ochiului, prima peliculă prin care intră lumina și care se formează practic. Practic cornea asta este prima suprafață cu care lumina intră în contact și ea trebuie să fie super transparentă ca ea să treacă corect și trebuie să aibă o anumită formă ca lumina practic să se refracte corect și să ajungă în ochi și să se formeze pe retină, adică undeva aici. Dacă această, să zic, cornee are o formă defectă, lumina se poate forma aici în centru și atunci nu vezi bine, sau se poate forma în spatele, în spatele retinei și din nou nu vezi bine. De asta, de exemplu, purtăm ochelari sau lentile de vedere ca să corectăm puțin această suprafață de refracție a corneei noastre. Dar există patologii în care cornea devine nefuncțională și trebuie să facem ceva și în cazul acesta acest ceva este acest transplant de cornee. Vorbim despre distrofie corneană. Acesta e o afecțiune genetică în care cornea devine opacă și afectează vederea. Distrofia corneană poate necesita transplant de cornee pentru a restabili claritatea vederii. Un alt lucru care poate afecta cornea este keratoconus. Este o afecțiune în care cornea se subțiază și ia formă de con, ceea ce duce la distrofia vizuală severă. În cazuri avansate de keratoconus, un transplant de cornee poate fi necesar pentru a îmbunătăți
ții vederea. Practic, dai jos acest căpăcel și pui un căpăcel complet nou sau, să zic, utilizat, dar bine întreținut. O altă cauză pentru transplantul de cornee sunt leziunile oculare, traumatismele sau arsurile cu acici sau baze. Traumele severe la nivelul ochiului, cum ar fi lovituri sau penetrări, pot provoca daune grave cornei, necesitând un transplant de cornee pentru a restabili vederea. Și aș vrea să vă dau un exemplu. Aici avem un ochi aparent sănătos, da? Și deodată ochiul ăsta a primit o julitură, da? O abraziune corneană. Deci, practic, cornea asta din față, să zicem, este zgâriată de, de un traumatism sau ceva ce îți lovește ochiul și, din păcate, cicatricea asta nu mai poate fi rezolvată, nu mai e cum să o vindeci. Ce important de înțeles e că atunci când avem o astfel de leziune, lumina, să zicem, uite, pe aici intră așa și intră corect în ochi, pe aici intră corect în ochi, aici însă, în loc să se ducă mai departe așa cum trebuie să se ducă, ea se va refracta și se va duce în alte direcții. Asta înseamnă că imaginea ta o să fie efectiv blurată. Nu o să mai vezi bine din cauza acelui punct. Și din păcate, singura ta soluție este să vii și să înlocuiești această cornee. Acum, procedura este efectuată de un chirurg oftalmolog și poate dura între una și două ore. Există diverse tipuri de transplant de cornee, inclusiv transplantul penetrant total, unde întreaga cornee este înlocuită și avem un filmuleț pe care o să vedem imediat, și keratoplastia lamelară, unde numai anumite straturi ale corneei sunt înlocuite, și anume e un robot care îți decupează doar interiorul corneei. Acum, doctorul Lehard de la Satu Mare, de la Clinica Vitreum, face ambele tipuri de transplant. Mi-a trimis niște filmulețe pe care aș vrea să le vedem împreună, să vedem dacă dibuim ceva din ce se întâmplă aici și dacă putem să înțelegem ce face doctorul aici. Aici, în acest video, vedem cum doctorul Lehard îndepărtează foița asta, care este practic partea de cornee care urmează să fie transplantată. Ce nu-mi dau seama este dacă ochiul acesta este direct la donator sau dacă este deja partea din fața a ochiului decupată și pusă în acest suport. De fapt, știți ce? Haideți să-l sunăm direct pe doctor și să ne explice direct pe aceste filmulețe ce face el. Atenție, filmulețele astea sunt un pic grafice. Lehard, te salut! Bună ziua, te salut și pe tine și pe urmăritorii tăi. Mulțumesc că ți-ai făcut timp să vorbești cu noi. Fii atent! O să spun primul video. Explică-mi, te rog, ce se întâmplă aici. Ce, în primul rând, ce vedem? Ce este imaginea asta? În imagine se vede cum cu această pensă fină decupăm, desprindem o foiță de pe partea internă a corneei, foiță care urmează să fie implantată pacientului cu patologie corneană. Asta este, deci tot ce vedem dincolo de foiță, în spatele foiței, este practic cornea care a fost decupată de la donator. Cum ajunge ea la voi? Ea este prelevată de către banca de cornee, care face prelevarea de cornee. Banca de cornee nu extrage tot globul ocular de la donator, ci doar decupează acest buton scleral, așa se numește, care se vede în imagine. Asta e o întrebare des întâlnită. Pacienții, de regulă, și asta am observat eu când mergeam și eu la prelevări, când lucram pe secția de transplant, rudele donatorului erau cel mai des îngrijorate de faptul că la recoltarea de cornee ochiul va fi mutilat. Dar vedem că ceea ce este recoltat este doar o foiță transparentă, practic ochiul rămâne... Așa okay. Este. Bun, și asta înseamnă că tu ai decupat foița asta care urmează să fie transplantată și imediat după aceea te duci, practic recoltarea asta o faci direct lângă primitor, da? Hai să vedem următorul video. Bun, asta este deja practic ochiul primitorului, este pacientul care a venit pentru transplantul de cornee. Deja este intervenția chirurgicală efectuată pe pacient. Zi-mi, te rog, dacă doare chestia asta. Nu doare absolut nimic. Pacienții nu simt niciun disconfort, deși în acest caz, în acest transplant endotelial, anestezia se efectuează doar cu picături. Pacientul nu doarme? Nu doarme, este conștient. Ok. Nu comunica cu pacientul și anestezia s-a efectuat nici măcar cu injecție, doar cu picături de anestezic sau instilat în ochi. Și cum faceți, cum... convingeți pacientul să nu miște din ochi? Eu, de exemplu, când îmi pun lentile de contact, eu efectiv aproape că nu pot să mi le pun pentru că mișc așa din ochi, ca reflex. Există un reper, o lumină deasupra pacientului și îndemnăm pacientul să privească acea lumină.
Iar mișcările mici ale globului ocular nu sunt o problemă, noi ne putem adapta după ele. Explică-mi ce s-a întâmplat. Deci tu aici practic intri fix în aceeași foiță, da, și decupezi. Decupăm exact aceeași foiță de pe cornea pacientului care am decupat-o anterior de pe cornea donatorului. Mm-hmm. Intrăm printr-o incizie minusculă de 2 mm. Și acum am văzut că acum din nou bagi un instrument cu care practic traclăm acea membrană. Ah, okay. O întindem, o punem pe o ca să verificăm dacă este în întregime îndepărtată. Da. După care se injectează prin aceeași incizie de 2 mm noua membrană, noul endoteliu care a fost prelevată de la donator, se injectează în ochiul pacientului. Ea este și colorată cu albastru. Aha. Pentru o evidențiere mai bună. A, cât de tare ca să o vezi, pentru că altfel n-ai putea să o vezi. Altfel ar fi manevrele mult mai greu de efectuat. Asta e tot ce vedem, e făcut de tine, da? Da, da, da. Este făcut, este operație efectuată în satul mare, da. Ok. Acum ai băgat un pic de aer înăuntru, nu? După ce această membrană se întinde, că după injectare, imediat el nu se așează așa frumos cum ne dorim noi, rotund și centrat. Trebuie făcute câteva manevre pentru centrarea. Uite acum, ai băgat niște aer ca să... Și aerul după centrare și întindere are rolul de a fixa acea membrană, de a lipi și a împinge acea membrană de cornea pacientului ca să obținem o aderență cât de bună și să rămână membrana respectivă atașată, lipită de cornea pacientului. Și vreau să-mi explici următorul video, pentru că nu înțeleg cine a desenat cu pixul ochiul pacientului și în cât timp se șterge acest pix. Da, aici avem în imagine tot pacientul. Da. Și este o altă tehnică de transplant. Este vorba de tehnica de transplant perforant de cornee. Adică îndepărtăm toate straturile cornee. Care e diferența? De ce la prima tehnică ați îndepărtat doar fuița interioară și aici ați îndepărtat tot? Diferența este enormă, atât în termen de recuperare cât și de execuție. Am îndepărtat în primul caz doar foița respectivă pentru că doar aceea era bolnavă, okay, iar restul corneii era sănătoasă. Okay. Din cauza acelei foițe, întreaga cornee era hipotransparentă, adică și-a pierdut transparența doar din cauza acelei foițe subțiri, a foiței interne. Iar aici vedem că, practic, uite, ce ai îndepărtat acum, chestia asta îndepărtată, adică aici se vede cu ochiul liber că toată cornea asta e opacă și probabil vedea doar niște umbre. Noi degeaba am fi îndepărtat doar stratul acela subțire intern de endoteliu, pentru că toată cornea în întregimea ei deja e cicatrizată și nu ar fi ajutat. Aici trebuie îndepărtat cornea în întregime, în toată grosimea ei. Și atunci și tu recoltezi atunci de la donator toată cornea întregime, ceea ce vedem acum. Chiar se vede diferența. Practic, partea asta pe care o transplantezi e partea prin care trece lumină. Marginile alea opace nu te deranjează, că pe acolo nu vezi. Corect, așa este. Și sutura asta se face de mână. Deci tu, practic, exact unde ai desenat, pe acolo trebuie să treci cu acul prin fiecare linie. Ele sunt... de ghidaj. Acele liniuțe sunt niște marcaje de ghidaj care ne ajută să trecem firele și să suturăm cornea nouă. Am o întrebare. La câte zile chemați pacientul înapoi să-i scoateți firele? Firele se scot începând cu 6 luni de zile. După 6 luni după operație. Deci nu sunt resorbabile. Eu am crezut că sunt resorbabile. Nu. Ele rămân acolo și după 6 luni de zile începem să le scoatem. Sunt situații când ele pot să rămână chiar toată viața pe loc. De ce nu folosiți resorbabile? Pot interfera cu transparența cornei? Nu, ele dacă se rezorb înainte ca noua cornee să se integreze și să formeze o cicatrice puternică, astfel încât să nu se desprindă noua grefă. Okay. E nevoie de o sutură de o durată mult mai lungă decât cele care sunt rezorbabile. Zi-mi, te rog, câte operații de acest tip, de transplant de cornee în general, ai la activ? Experiența mea cu transplantul de cornee a început din 2009, de când alături de profesorul meu, doctorul Radu Gabor, am efectuat sute de transplante de cornee, iar la Satu Mare am obținut acreditare pentru efectuarea transplantului de cornee din 2022. Și de atunci deja ne apropiem de
aproape 100 de transplante efectuate în satul mare. Dacă un pacient are nevoie de transplant, ce ar trebui să facă ca să ajungă la tine, mai exact? În primul rând, este nevoie de un consult oftalmologic. Pacientul trebuie să ne dea un telefon în primul rând, să-l programăm. Ne înțelegem pe o dată a consultului care să convină și pacientului. În cadrul consultului se pune diagnosticul de care suferă pacientul și se recomandă indicația de transplant dacă este cazul. Okay. Dacă e nevoie de transplant de cornee, din fericire lucrurile merg foarte repede. Timpul de așteptare durează de la câteva zile la o săptămână, două, cel mult. Pacienții nu trebuie să aibă o reținere în ceea ce ține de neplăcerile intraoperatorii, adică nu există dureri, fie că facem cu anestezie locală, cu picături, fie că facem anestezie generală. Cât durează recuperarea după astfel de intervenție? După transplantul lamelar, primul care l-am văzut, recuperarea durează câteva zile, o săptămână, două, merge foarte repede. Asta este și unul dintre marile avantaje acestei tehnici. În cazul transplantului perforant, cel care este și acum în imagine, recuperarea durează ceva mai mult, luni de zile, chiar și până la 6 luni, până când se scot firele, dar vederea pacienților este îmbunătățită imediat după operație. Chiar dacă nu ajunge imediat la vederea maximă, imediat după intervenție pacienții deja văd, chiar dacă nu văd cel mai bine cât o să le permită acea cornee, dar există o diferență mare între vederea lor de dinainte de operație și imediat post-operator. Super, Lehar, deci oamenii dacă vor să ajungă la tine, trebuie pur și simplu să sune la clinica voastră, la Vitreum, da. Și practic să se programeze la un consult. Lehar, mulțumim mult că ți-ai făcut timp să ne explici ce faci aici. Și spor la treabă. Când urmează următorul transplant de cornee la voi? Chiar duminică. Și sâmbătă și duminică avem. Și sâmbătă și duminică. Da. Ok. Iată că și oftalmologii lucrează în weekend. De fapt, cred că toți chirurgii lucrează și în weekend. E foarte important să fim disponibili permanent și sunt bucuros că avem o echipă bine închegată și bine formată care este dedicată și este disponibilă permanent pentru aceste intervenții. Pentru că atunci când apare un donator, trebuie efectuate intervențiile chirurgicale în cel mai scurt timp posibil, astfel încât să creștem șansele de reușită, să le creștem la maxim. Ceea e sâmbătă, e duminică, nu contează oricum. Da, dacă există donator, cornea nu poate fi stocată într-o bancă de țesut mai mult timp? Ba da, așa este, se poate stoca, are și un termen de valabilitate. Dar cu toate acestea, cu cât faci mai repede, cu atât șansele sunt mai bune. Care e termenul de valabilitate al cornei stocate? O săptămână, două săptămâni, depinde de soluția în care se pune și... Dar de preferat este imediat cum este un donator să primiți acea cornee și să faceți transplant. Da. Ok. Bine, Lehar, mulțumesc din nou foarte mult și spor la treabă și succes duminică la transplant. Mulțumim mult, spor la fel, vă doresc. Ciao, pe curând. Și cum am zis mai devreme, acest material educativ este sprijinit de Clinica Vitreum, care sprijină aceste comunicări, astfel încât noi să avem aceste materiale postate forever aici pe acest canal și orice pacient care este ori curios sau urmează să facă o astfel de procedură să poată intra aici și să aibă aceste materiale la dispoziție pe înțelesul lor cu aceste desene pe care le facem. Și mai mult, dacă aveți întrebări sau nelămuriri, lăsați-le jos aici în comentarii și eu sau doctorul Lehar ne întoarcem la comentarii și o să răspundem la ele. Oameni buni, pe curând!